slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne ridicăm să citim Psalmul 87. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată țara filisteenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Vinerea trecută eram într-o biserică la rugăciune. Știind că trebuie să vin la Viena, am cerut de la Domnul un cuvânt pentru dumneavoastră. Și Duhul m-a dus la psalmul acesta, și anume la versetul 7, ca să avem un cuvânt de învățătură din acest verset. Toate izvoarele mele sunt în tine. Când vorbim de Sion, cuvântul acesta are un împătrit înțeles. Odată Sionul îi un munte, muntele Sionului. A doua oară, Sionul e o cetățuie, cetățuia Sionului. A treia oară, sintagma aceasta s-a extins peste întreaga națiune și prin Sion se înțelegeau toți evreii. Și a patra oară, simbolul este Sionul este un simbol duhovnicesc. Spunea în Evrei capitolul 12, voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, flăcuri, nici de negur, nici de întuneric, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care spunea, nici de porunca care nu o puteau suferi un dobitoc dacă se apropie de poala muntele, ucis cu sabia, străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, cetatea Dumnezeului nostru, și acum uitați-vă dumneavoastră, de Ierusalimul ceresc deja, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, făcuți, desăvârșiți. Asta depășește perimetrul geografic al Israelului. Că Psalmul 50 spune, din Sion, care e întruparea frumusețe, de acolo vorbește Dumnezeu. Dar întruparea frumusețe nu era în pustiu, Zif sau în nu știu unde. Întruparea frumuseții e o realitate duhovnicească în tale toți copiii lui Dumnezeu. Îi împărăția lui Dumnezeu cu îngeri, cu zeci de îngeri, cu adunarea în sărbătoare, cu biserica celor întâi născuți, ăsta e Sionul. Și acum a venit psalmistul și spune, toate izvoarele mele sunt în Sion. Gândul care l-am pentru dumneavoastră este următorul. Noi avem acțiuni, avem planuri, avem dorințe. Cine ne inspiră toate acestea? De unde ne inspirăm noi când facem planurile noastre? Din Sion sau nu? Vedeți dumneavoastră, un râu ieșea din Eden, se împărțea în patru brațe. Pison, Gihon, Hidechiel și Eufrat. Eu am spus, am încercat să găsesc patru domenii în care trebuie să ne verificăm inspirația, izvorul nostru, de unde este. În răcoarea dimineții, Dumnezeu avea părtășie cu omul. Omul se închina lui Dumnezeu până într-o zi. Primul domeniu care l-am ales să vorbesc e domeniul închinării. Știți dumneavoastră, împărăția lui Dumnezeu e bine organizată. Biblia vorbește de un departament
și un conducător de departament, arhanghelul Mihail, care poartă războaiele Domnului. Vorbește de departamentul de comunicare, omul iute, a venit îngerul Gavril în zbor. Mai vorbește de un departament, îi spunem noi, laudă și închinare. Comandant pentru departamentul ăsta era un heruvim puternic cu numele Lucifer. Să știți că în departamentul ăsta au apărut probleme. Aici au apărut anumite devieri. Mihail și-a văzut de treaba lui, a fost supus, Gavril la fel, dar în departamentul de închinare și laudă, foarte important înaintea lui Dumnezeu, au apărut răzvrătiri și probleme. De fapt, ce înseamnă a te închina? A te închina înseamnă, în primul rând, a saluta cu respect pe cineva, un om sau pe Dumnezeu. Exod 24, Moise ia 70 de bătrâni, merge înaintea lui Dumnezeu și se aruncă cu fața la pământ de departe, închinându-se lui Dumnezeu, închinare la Dumnezeu. În 1 Samuel 25-23, Abigail coboară în fața lui David, se aruncă la picioarele lui și se închină. Închinarea la oameni era permisă în Vechiul Testament. În Noul Testament, închinarea la oameni în felul acesta nu mai este permisă. Mergem în Fapte, capitolul 10, versetul 23, când intră Petru în casa lui Corneliu, se aruncă la picioarele lui și se închină. Petru ridică și spune, scoală-te și eu sunt om. În Apocalipsa, cineva voia să se închine la un înger și a spus, nu, numai lui Dumnezeu trebuie să te închini. Rămâne respectul pentru frați. Rămâne cinstirea fraților. Dar forma asta de închinare, care era practicată în Vechiul Testament, nu-i mai valabilă. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Ce înseamnă închinare? Înseamnă consacrare. Adică dedicat pentru o slujbă. Să nu mănânci struguri, să nu bei vin, copilul care se va naște de tine va fi închinat Domnului, vorbind de Samson, da? Ana se roagă, dacă vei da un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina ție. Când cineva e dedicat, adică consacrat în mod special pentru o lucrare, înseamnă că e închinat Domnul. Ce înseamnă închinare? Închinare înseamnă a dărui. Levitic 27. Când cineva închină Domnul un ogor, sau o casă, sau un timp, Biblia vorbește de închinarea unui timp. Voi ați închinat acum de la 5 la 7 un timp pentru Domnul. A dărui ceva lui Dumnezeu. Nu intrăm în detalii. Ce mai înseamnă închinarea? O manifestare devoțională. Noi slujim Domnului. Ne manifestăm într-un fel. Ați auzit expresia? Ne închinăm Domnului printr-o cântare. Ne închinăm Domnul pentru oarecare acțiune în adunare. Asta e închinare. O manifestare înaintea lui Dumnezeu. Aici ne oprim. Și aici, în manifestarea asta, vreau să văd de unde mă inspir. Din care izvoare beau apă eu? Din Sion, din realitatea aceea duhovnicească sau din firea pământească? Împrumutată de la oameni. Că spune Ioan 4:23, adevărat îți spun că vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Trebuie să respectăm aceste lucruri, închinarea în duh, dar și în adevăr. Că există închinare care nu e în adevăr. Mi-aduc aminte, eram odată într-o biserică și era așa o închinare zgomotoasă. Se cânta cântarea, sunt aici la dispoziția ta. Toți tinerii făceau așa cu mâinile pe sus. Și Domnul mi-arată, prin Duhul, că unii aveau probleme grave. Am chemat pe cineva, vină încoace, măi, câți ani ai? 16 ani. Păcat de curvie,
droguri, alcool, fumat. Dar mâinile pe sus sunt aici la dispoziție. Asta nu e adevăr. Că închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr. Sursa închinării tale, manifestarea ta, care o ai în adunare, îi de la Duhul Sfânt sau îi de la firea pământească? Spune în Psalmul 96, cu versetul 9, parcă, închinați-vă Domnului, îmbrăcați în podoabe sfinte. Veți spune aici, nu e vorba de ținută. Și eu spun că nu e vorba de ținută. Dar luăm expresia aceasta, podoabe, și ne ducem în 1 Petru 3 cu 3. Și acolo e vorba de ținută. Podoaba voastră să nu fie a celor de afară care stă împletitura părului, purtare de scule, haine scumpe, ci să fie omul ascuns al inimii, un duh blând și neperitor, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Închinarea noastră, fraților, trebuie să fie decentă. Trebuie să fie cu bun simț. Doamne, ajută-ne la asta. Evrei 12 cu 28. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să-i aducem lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Închinarea trebuie să aibă reverență. Închinarea trebuie să aibă respect față de Dumnezeu. Eu nu judic formele de manifestare a unora sau altora. Eu judic sursa de inspirație, că am ajuns foarte mult să împrumutăm lucruri din lume, să împrumutăm lucruri din firea pământească, să împrumutăm lucruri de la oameni, de la spectacolele lor. Noi nu avem voie să manipulăm sentimental mulțimea, nu ne lasă. Cel care dovedește lumea vinovată, cel care aduce convingerea de păcat, îi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De multe ori folosim metode omenești, împrumutate, care pe moment dau rezultate. Eu mă duc la stadion și am mers la stadion și s-a făcut o chemare frumoasă și predicatorul a făcut semn la ăla cu orga și a început să cânte și a predicat de o mamă care a murit. Cine e pentru Domnul? Poate a ieșit 100 în față. Eu m-am bucurat. Când am ieșit pe poarta stadionului, unul de acela care era foarte cercetat s-a aprins o țigară și a plecat bombănin. Eu întreb, Duhul Sfânt l-a mișcat sau ne manipulăm noi sentimental? Dar asta nu avem voie, fraților. Care-i sursa din care izvorbei tu când te manifesti în închinare? Te inspiri din Sion acea realitate duhovnicească care e împărăția lui Dumnezeu sau din împărățiile lumii acesteia? Și vreau să vă spun că trendul ăsta prinde câștig. Foarte mulți tineri sunt atrași de modul acesta de manifestare. Simplitatea. Pe noi ne fac conservatori, ne fac fanatici. Unii încearcă să dovedească că bucuria Duhului poate fi manifestată oricum. Și eu spun da, dar să fie bucuria Duhului. Sursa de inspirare în închinarea ta să fie din Sion. Toate izvoarele mele sunt acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută! Amin. Nu avem voie să aducem din lume, din spectacolele oamenilor, manifestări în casa lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciunea. Amin. Am trecut la al doilea râu, din care avea voie Adam să beie, că erau ape curate. Dumnezeu când l-a creat pe Adam, i-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți. I-a dat autoritate peste pești, dobitoace, tăritoare, păsări, peste tot. L-a înzestrat cu autoritate. Se pare că păcatul i-a luat din autoritatea aceasta. Dar în gena omului este dorință de stăpânire. Este dorință de stăpânire. Și dorințele astea se văd în familie, când membrii familiei nu mai respectă fișa postului.
Dacă bărbatul trebuie să facă niște lucruri, femeia niște lucruri, copiii niște lucruri, apar tot felul de învățături de egalitate. Curentul feminist promovează cu agresivitate femeia, dar Domnul i-a dat niște limite. Domnul, să știți, Domnul Iisus a onorat femeia. A ridicat-o din statutul acela și a ridicat-o foarte sus în ce privește duhovnicește. Dar în familie trebuie respectată autoritatea pusă de Dumnezeu. În adunări îi luptă de la putere. Ne pare rău să o spunem, dar întâlnim foarte des aceste probleme. Că Diotref, din a treia epistolă, versetul 9, voia să aibă întâietate. Și de la dorința asta de întâietate, de stăpânire, se nasc conflicte și dezbinări în adunare. De ce? Dorința de a stăpâni o avem. Autoritatea nu mai avem. Frații mei, orice slujire trebuie dublată de un dar. Darul care îl primești de la Dumnezeu te califică să intri în slujire. În momentul când intrarea în slujire nu se face conform Bibliei, ci se face pe relații, pe studii, pe aranjamente omenești, nu de studii, eu le încurajez. Și aș vrea ca toți să facă studii în ce privește Scriptura. Vineri am avut aici o vedenie printr-un frate și spunea: frate Dragoș, la voi era ca o pânză țesută într-un război, în stativi, cum se spune la noi, și două fire din pânza aceea trebuiau înlocuite. Domnul voia să fie înlocuite, vine vremea să fie înlocuite și pusă altele două. Dar în momentul când se fie pusă acele două, venea o vulpe cu șiretenii, cu planuri omenești, să pună vulpe aceia, firele care nu voia. Eu mă înțeles, eu sunt bătrân, încă doi slujitori îți de-o seamă cu mine. Noi am vorbit în adunare, în toamnă, când se gata sezonul de nunți, încercăm să ordinăm frați slujitori. Dar spunea Duhul Sfânt: fiți atenți ca acest slujitor să fie după voia lui Dumnezeu, nu prin aranjamente omenești și viclenii omenești. Frații mei, atunci când noi avem dorința de a stăpâni, dorim autoritatea aceasta, dar nu o avem de la Dumnezeu, o avem din firea noastră, atunci apar probleme în adunare. Dorință de stăpânire între națiunile pământului. Eu sunt lipit de Ucraina. De când a izbucnit războiul, am fost acolo. Recent trebuia să mergem cu fratele Liviu, ei aveau 3 zile de post, jertfă necurmată, ne-o chema și pe noi, n-am putut să mă duc anul ăsta. Pe teritoriul României, pe la Tulcea, Galați, apar tot felul de mesaje, raw alert, cad obiecte, oamenii sunt informați și li se recomandă să se adăpostească în beciuri, în subterane, și-au căzut diferite drone, căsă rusești, căsă ucraineni, nu știu ce, dar au căzut. Vedeți dumneavoastră câtă dorință de stăpânire, câtă dorință de autoritate. Fiecare vrea să fie mai puternic ca celălalt. Acum Dumnezeu dă autoritate, Dumnezeu dă putere. Dumnezeu vrea ca noi să stăpânim, că ne-a pus stăpâni, dar prin mijloace duhovnicești. Inspirația noastră, izvoarele noastre să fie din Sion, să fie de la Duhul, nu din firea pământească. Domnul să ne dea înțelepciune. Pentru că este o putere care o dă Duhul Sfânt, care o căpătăm, la Dumnezeu e puterea. Toată puterea e la Dumnezeu. Domnul spunea: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ucenicilor le-a dat putere. S-a făcut un transfer de putere de la Dumnezeu la Hristos și la noi pocăiți din vina. Cum accesăm noi puterea asta? Care sunt metodele de accesare? Spune Luca 21:36: vegheați și rugați-vă ca să aveți
putere. Puterea o capiți prin rugăciune și se manifestă prin rugăciune. Că Iacob 5:16, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci dacă vrei să ai putere duhovnicească, trebuie să stai mult în rugăciune. Rugăciunea este aceea care îți conferă putere duhovnicească. Postul. Isaia 58:11. El va da iarăși putere mădularilor tale. Și au venit ucenicii la Domnul și au spus: dar noi de ce n-am putut să eliberăm pe băiatul ăsta? Știți de ce? Acest soi de draci nu iese decât cu rugăciune și cu post. Frații mei, eu un pic sunt dezamăgit. Vă spun o întâmplare. Cu ani de zile înainte, cu ani, 40-30 de ani, un frate din Todereș Pașcani suna la filiala din Suceava: frate, vă rog să vii unul de la filială la noi, că avem o problemă, să ne ajutați. Și fratele spune: măi, dar ce problemă aveți? Avem un demonizat, face scandal în adunare, face gălăgie, nu-l putem ține. Și acei de atunci au spus: nu e nicio problemă, să meargă fratele Guranda de la Dumbrăveni. S-a dus fratele Guranda, a făcut o rugăciune și l-a eliberat. Acum vreo 7-8 ani, sună iară cineva de la Todereș Pașcani, un bătrân din 90 și ceva de ani, și spune: fraților, am avut odată o problemă și voi de la filială ne-ați ajutat. Ajutați-ne și acum. Și îmi spune fratele Șerban: vorbește, da frate, spune cu ce vă putem ajuta. Avem un îndrăcit în adunare, trimiteți pe cineva de la filială să le libereze. Îmi spunea mie fratele Șerban și mai multora: băi, am luat lista cu păstor și m-am gândit pe cine să trimit. Să-l trimit pe ăla, să-l trimit pe aceala, să-l trimit pe aceala. Până la urmă n-am găsit omul, dar i-am dat niște sfaturi. Frate, postiți, rugați-vă, Domnul poate să izbăvească. Știți care e problema noastră a Bisericii Pentecostale? De multe ori nu avem putere. Că puterea care am dobândit-o nu-i din Sion. Nu sunt din izvoare duhovnicești. Puterea e din firea pământească. Și asta merge până la un punct. La un punct nu-i mai valabil. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin. Cum dobândim noi, cum accesăm puterea aceasta lui Dumnezeu? Prin post, prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu. Luca 1:37. Niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Fraților, citind aici căpătăm credință. Ioan 14 spune: v-am spus mai dinainte aceste cuvinte ca atunci când se vor întâmpla voi să aveți credință. Roman 15:4, că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, ca prin mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile voi să aveți nădejde. Citirea Scripturii, simpla lecturare a Scripturii, îți conferă putere de la Duhul Sfânt. Domnul să ne dea putere. E o modalitate de a accesa puterea lui Dumnezeu. Mai spune în Evrei capitolul 7, versetul 16: prin puterea unei vieți neperitoare. Știți de unde capătă pocăitul putere? Printr-o viață sfântă. Eu am avut înălțimile mele ca om, ca slujitor, cu post, cu rugăciune, cu nopți de rugăciune, singur în odăiță. Am avut căderile mele, că nu mă puteam ruga, când eram ispitit. Dom'le, când ai cugetul curat, ești chemat la un bolnav, ești chemat la un demonizat, parcă ai curaj. Că spune 1 Ioan 3:21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar dacă ne osândește inima? Eu mă cer cu nevasta acasă și mă sună cineva, vorbesc ipotetic acum: frate, vine că am un copil bolnav. Na. Mă duc, ce spun? Deci, puterea unei vieți neperitoare, puterea care
o așteptăm noi de la Duhul Sfânt, îi dată de trăirea noastră a pocăinții, a sfințenie. Dumnezeu să ne ajute, frața. Când vorbim de putere duhovnicească, sunt sursele acestea de putere. Dar există și puteri firești. De exemplu, națiunile lumii etalează puterea militară, că scrie în Isaia capitolul 31, vai de cei care coboară în Egipt și spună deja în puterea cailor. Da, e o putere militară. Sau dacă vreți, o putere mai mare decât puterea militară e puterea politică. Proverbii 18:21, viața și moartea stau în puterea, să știți că politica e mai tare ca războiul. Mai tare decât orice armă. Politica pornește războiul și politica oprește războiul. E o putere printre oameni. E puterea economică, voi austrieci stați bine. Când Daniel 4:30 se urcă împăratul pe acoperiș și spune, nu e acesta Babilonul cel mare care l-am zidit eu cu puterea bogățiilor mele? Și am mai observat un lucru, că mulți confundă puterea venită din Duhul cu puterea venită din posibilități materiale. Și că încet, încet, dacă nu-i veghere, oamenii cu bani încearcă să influențeze închinarea, slujirea și rânduiala adunare. Ei sunt buni, noi ne rugăm pentru ei, sunt oameni cu bani foarte pocăiți, Domnul să-i binecuvinteze, care își văd de treaba lor. Dar sunt care au puterea financiară, puterea economică și cred că ei au dreptul să se implice. Este o putere venită din firea pământească. Noi avem izvoarele în Sion. Puterea noastră e de la Duhul Sfânt, fraților. Și nu bem din izvoarele acestea ale firii pământești. Domnul să ne dea înțelepciune. Că putere ne trebuie. Spune Marcu, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta. Știți, ca să iubești îți trebuie putere? Ca să iubești îți trebuie putere. Că unii oameni nu merită iubiți. Nu merită iubiți. Dar Hristos a iubit biserica când nu merita. Și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o răscumpere. Oamenii aceia care nu merită iubiți, tu trebuie să iubești. În făptura lui Dumnezeu. Domnul să ne dea priceperea aceasta. Mai scrie în Marcu 2 cu cât? Cu 10. Dar ca să știi că pe pământ fiul omului are puterea să ierte. Ca să ierți, trebuie mare putere. Am întâlnit oameni care au spus, nu mai pot iert. În Isaia 7:13 spune, nu-i de ajuns că obosiți răbdarea lui Dumnezeu, de mai vreți să obosiți a oamenilor, vreți și răbdarea lui Dumnezeu? Sunt oameni care mi-au spus, frate Dragoș, nu-l mai pot răbda. L-am iertat, l-am iubit de 490 de ori și el tot face și tot mă ironizează și tot râde. Nu-l mai pot ierta. Știi, ca să ierți, îți trebuie putere? Și îți trebuie putere de acolo, din sursa aceea, din Sion. O putere duhovnicească. Doamne, ajută-ne asta. În 1 Petru 4:11 spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu. Oameni buni, nu vă angajați în slujiri mai complicate decât puterea pe care ați primit-o de la Dumnezeu. Nu folosim puterea firească, nu folosim puterea omenească în slujirea lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu. Avem nevoie de putere. Să vorbim cu putere. În 1 Corinteni 12:10, altuia puterea să facă minuni. Să dea Domnul aici în adunare puterea să facă minuni. Să lasă revărsarea Duhului Sfânt. Să lasă daruri. Ați avut făgăduință că Domnul va lăsa daruri duhovnicești în adunarea asta. Să ținem cont de surse. Să fie toate duhovnicești și nu firești. Mă opresc la cele două brațe, la ghison. Nu mai vorbesc de Hidechel,
că noi avem planuri, acțiuni, dorințe. Care e sursa de inspirație? De unde ne vine? Îți din Sion, izvoarele, sau îți din firea pământească? Când vorbim de dorințele acestea, hai să vorbim de dorința de mântuire. Dumnezeu, în ce privește dorința de mântuire, eu am pus o axă de simetrie așa. Și am spus, astea-s dorința lui Dumnezeu și dincoace sunt dorințele mele, omenești. Să văd dacă ele corespund cu al lui Dumnezeu. Și când vorbim de dorințele lui Dumnezeu, vorbim de dorința de mântuire. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3, 4, 5. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, care dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului. Știți ce vrea Dumnezeu? Tot să-L cunoască pe Dumnezeu. Acum privit în oglindă, vrei și tu ca oamenii să vină la cunoștința adevărului? 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, dar are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Vrei și tu ca tot să vină din neamul tău, din colegii tăi? Vrei să vină la pocăință? Îi și dorința ta? 1 Tesaloniceni 5:9. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm îndurarea. Asta e dorința lui Dumnezeu, ca oamenii să fie mântuiți. Îi și dorința ta? 1 Petru 1:10 spune, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta căutării și cercetării lor săruitoare. Ei cercetau să vadă ce vrem și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos când vorbea prin ei și în ce citat-o. Oamenii erau interesați de mântuire. Ești tu interesat de mântuire? Tu cercetezi cuvântul lui Dumnezeu? Tu vrei să fii mântuit, dorința e bună, dar trebuie să faci ceva. Să cercetezi, să-L accepți pe Dumnezeu în viața ta. Dorința ta trebuie să fie manifestată prin fapte. Sau dacă luăm dorința de părtășie. În răcoarea dimineții Domnul mergea în grădină, sta de vorbă cu Adam și cu Eva, aveau părtășie. Noi avem dorință de părtășie? Vorbim de cină, Domnul spunea, am dorit mult să mănânc paștele acesta împreună cu voi înainte de patimile mele. Ai dorit și tu? Psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu suspină și tânjește. Și a tău tot? Ai dorința asta de părtășie? Înseamnă că miercuri vii la adunare. Înseamnă că ești cu frațe. Psalmul 27:4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferminte. Aș vrea că toată viața mea să locuiesc în casa Domnului, să mă minunez de templul Lui cel Sfânt. Vrei și tu asta miercuri seara? Să vii în casa Domnului, închin Domnului două ceasuri din activitatea și viața ta, le închin Domnul. Ai dorința aceasta de părtășie? Mai are Domnul dorința ca să ne răpească. Ca să ne răpească. Mă duc să vă pregătesc un loc, Ioan 14:1. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Acolo unde sunt eu, acolo să fiți și voi. Dorințele. Am vorbit de închinare. Am vorbit de putere. Vorbesc de dorințe, că Domnul în grădină îi spunea, ai voie să mănânci după dorință. Dorințele erau bune, dar să fie duhovnicești. Și spune Pavel în Tesaloniceni 4:13, fraților, nu voim să fiți în necunoștință despre cei care au adormit în Domnul, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Că dacă noi credem că Hristos a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu El, pe cei care au adormit în El. Frații mei, vine o zi a întâlnirii cu cei dragi.
Și versetul 18 de acolo spune: mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, că vom fi totdeauna cu Domnul. Expresia totdeauna nu se aplică azi în Viena. Că voi sunteți la școală, dar nu sunteți la școală pentru totdeauna. Da? Că voi lucrați, dar nu lucrați pentru totdeauna. Voi ați ieșit la pensie, dar nu o să luați pensie pentru totdeauna. Expresia asta, totdeauna, nu se aplică în Viena. Că suntem vremelnici pe pământ. Expresia totdeauna cu Domnul se aplică după ce vine Domnul și începe veșnicia. Avem noi dorința de a ne întâlni cu Domnul? Eu când eram mai mic, mi-aduc aminte de starea bisericii de acum poate 60 de ani. Când frații plângeau, se rugau. Multe cântări erau despre venirea Domnului. Era o mângâiere în necazurile acelea când au venit comuniștii și le-au confiscat bunurile și le-au luat pământurile. Era o dorință, adunarea spunea: și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, vino Doamne Iisuse. Să aude des la voi în adunare expresia aceasta: vino Doamne Iisuse. Dumnezeu să ne ierte și să pună în noi dorința aceasta. Mă opresc, că timpul a trecut. Mai era din al patrulea râu problema iubirii, a dragostei. Când Domnul spunea: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Domnul să ne ajute să facem voia lui Dumnezeu. Avem acțiuni, avem slujiri, avem planuri, avem dorințe. Cine ne influențează? Filipeni 3:15, gândul acesta dar să vă însuflețească pe toți. În toate activitățile tale din Viena și din slujirea din adunare, cine te influențează? Care e izvorul tău? Aici e marea problemă. Nu mă deranjează atât de mult forma de manifestare. Mă deranjează foarte mult sursa din care apar manifestările acestea. Și spunea Isaia: iar voi veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Duceți-vă acasă. Mulțumim că ne-ați ascultat. Dacă ne ajută Domnul, plecăm și noi mâine acasă. Dar rămâi în voi întrebarea aceasta: unde sunt izvoarele mele? Toate izvoarele mele sunt în Sion, în acea realitate duhovnicească a împărăție, unde-i muntele Sionul, unde-i cetatea Dumnezeului, unde sângeri în sărbătoare, unde zecile de mii, unde-i biserica celor întâi născuți, unde sângele lui Hristos, acolo să fie. Amin.